doresc o asociație care dezvoltă activități pentru tine, cu tine și cum ne place nouă să ne spunem tineri între 7 și 70 de ani, pentru că voluntariatul nu este numai pentru cei de vârsta voastră tânără, ci și pentru cei care s-au născut ceva mai devreme. Dați-mi voi, vă rog, să ofer diplomele de voluntar al anului 2010 și îmi permit să ofer 3 diplome. Una, unui tânăr care, deși nu este înscris la noi în asociație, la solicitare sau din proprie inițiativă, a fost de foarte multe ori alături de noi în diverse activități, pe diverse planuri. Vorbim de ceea ce facem noi de obicei, în primul rând turism, apoi protecția mediului și pentru închegare artă. Îl rog pe domnul Albu Viorel de la organizația Centrul Regional pentru Ecologie să vină să primească diploma de voluntar al anului la Clubul de Ecologie și Turism Venezuela. Vă spuneam că suntem tineri între 7 și 70 de ani. De la 5 ani și jumătate, cel mai tânăr membru al nostru, la ora actuală, un om care a dovedit inițiativa, a gândit regulamente, s-a ocupat de organizat copii de vârsta lui, într-o nouă asociație care se va numi Tinerii Prieteni Naturii.